News la Antena 3. Doamnelor și domnilor, unul dintre cei mai importanți lideri ai Partidului Național Liberal, vicepreședintele Alina Gorghiu, are o postare de ultimă oră care dezvăluie o frământare, dacă vrei, și chiar poate o criză la vârful Partidului Național Liberal. De ce spun lucrul acesta? Iată ce spune Alina Gorghiu. Partidul Național Liberal a decis în ședința Biroului Executiv Național de azi, ținând cont de nevoia de deblocare a crizei politice, următoarele. În eventualitatea în care nu se conturează o majoritate, decizia conducerii PNL este aceea de a se prezenta fără a face o propunere de premier la consultările de luni de la Palatul Cotroceni. În eventualitatea în care se conturează o majoritate parlamentară, nominalizarea PNL pentru funcția de prim-ministru la consultările de luni de la Palatul Cotroceni va fi Florin Câțu, prim-ministrul interimar, președintele PNL. Decizia PNL ca premierul să fie președintele partidului nu se modifică. Florin Manole, mi se pare foarte interesant această nuanță pe care o introduce Alina Gorghiu, și anume posibilitatea ca PNL-ul să nu propună un nume de premier în anumite condiții. Asta înseamnă că lasă loc fie de înțelegeri cu PSD sau cu USR, fie ca altă persoană să fie premierul propus de Partidul Național Liberal, poate de data asta diferit de propunerea pe care o face Klaus Iohannis. Eu cred că este doar o tactică de a diversifica mesajul. În realitate, mi se pare că și PNL și USR și-au pus, cum se spune la țară, și-au pus ochelari de cal. Nu mai văd stânga-dreapta și merg pe același drum. Dacă ne uităm la discursuri, sunt aceleași pe care le auzeam și acum o săptămână și acum două săptămâni. Nu e vorba de persoane, trebuie să gândim statal, spune domnul Dobre. Dacă când le-a zis USR, nu Orban, Câțu, au gândit mai puțin statal. Au mers pe persoane, a fost ok, acum nu mai e ok. Doamna Chichirău zice, noi nu ne agățăm de scaune. Aș completa și-au dat demisia. De scaunele de pe care i-a dat afară Florin Câțu. Că așa a început tot scandalul. Nu, că Florin Câțu l-a dat afară pe... Nu, dați-mi voie ca să termin și eu. Florin Câțu l-a dat afară peste Elian Ion. Și sigur, nu vorbim de persoane, și iarăși. Dar dacă ni l-a dat afară peste Elian Ion, nu ne mai agățăm de scaunul pe care, evident, Elian Ion nu-l mai avea. Acum eu spun că lucrurile sunt un pic diferite, pentru că am trecut de perioada de dinaintea moțiunii, astea erau discursurile dinaintea moțiunii, ele trebuie să fie diferite acum că suntem într-un alt moment politic. Momentul politic actual zice așa, haideți să ne liniștim un pic cu Câțu X, Y, Z și să trecem repede săptămâna viitoare, de exemplu, prin Parlament, plafonarea prețurilor din energie, să ne mai uităm un pic dacă mai e ceva de ajustat apropo de bolnavii cronici care nu au acces în spitale. Și după aia, poate stăm cu toții la masă și discutăm despre faptul că, dacă avem pandemie, ar trebui să se ocupe de ea cineva care se pricepe la medicină. Dacă avem probleme în energie, ar trebui să se preocupe de domeniul ăsta un specialist din energie care să nu se fi mirat alaltă ieri, cum a făcut președintele Iohannis ieri, spunând, nu ne așteptam la o criză în energie de amploare asta și la prețurile astea, când toată Europa vorbea deja din ianuarie-februarie despre criza ce va să vină în energie. Adevărat, și ca deci, să vedeți că... specialiști până la anticipate și la anticipate nu le mai reglăm noi între noi, le reglăm.